ale Bucureștiului. În primul rând, descoperirea de dată recentă pe care o prezenta cu mare, ca pe o mare descoperire doamna Firea, legată de serviciul de poliție privată Călare, arată fie că primarul general habar nu are ce se întâmplă în primăria capitalei, ori manipulează pur și simplu. Încă din luna februarie am solicitat demisia șefului poliției locale tocmai pe acest subiect, al poliției Călare, care este de fapt o firmă privată ce dublează activitatea poliției locale fără să facă cu adevărat nimic. Poliția Călare plătită de bucureșteni este o afacere urâtă care vine din timpul Partidului Social Democrat, din mandatul fostului primar Sorin Oprescu, pe care doamna Firea o știa din prima zi a mandatului domniei sale și pe care acum o prezintă ca pe o mare revelație. Și pentru că doamna Firea vrea în primărie să facă un audit selectiv care să arate ce trebuie să spună public și ce trebuie să ascundă din timpul administrației PSD, PNL propune auditarea tuturor serviciilor private de pază acordate de primărie, pentru că publicul trebuie să știe ce se întâmplă în acest domeniu. Acest audit trebuie să scoată la iveală cel puțin trei probleme. 1. Care au fost sumele totale alocate pentru servicii private de pază? 2. Care a fost justificarea și rolul acestor servicii, cum este și cazul poliției Călare? 3. Cum a fost posibilă preluarea ilegală, în opinia mea, atribuției poliției locale de către firme private de pază și de ce poliția locală nu-și face cu adevărat datoria? Fac o paranteză și spun că Partidul Social Democrat are o plecare către firmele private de pază, pentru că, de exemplu, în sectorul 3, sector condus de apropiatul doamnei Firea, domnul Negoiță, inclusiv poliția este plătită de o firmă privată de pază.